dacă noi în vremuri de pace, de liniște, de confort, și în cazul multora dintre noi de lux, nu practicăm primirea de oaspeți, ce vă face pe dumneavoastră să credeți că vom practica această primire de oaspeți când va fi persecuție? Vă mai întreb o dată. Dacă noi în vremuri de pace nu ne sinchisim să facem parte fraților noștri de belșugul caselor noastre, în vremuri de pace dacă nu facem lucrul ăsta, ce vă face să credeți că deodată să va turna în noi dragostea de oaspeți în moment de persecuție. Ce vă face să credeți că se va întâmpla lucrul ăsta? Nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla. Eu știu că e mai ușor astăzi. Eu am trăit lucrul ăsta, eu am făcut lucrul ăsta. Să trimitem oamenii la un restaurant, să mănânci acolo, din două motive. Unul, pentru că oamenii au tot felul de obiceiuri personale și acolo toată lumea, sau așa, ar trebui să se poarte cu atenție. Da? și doi, pentru că noi avem anumite lucruri personale și un anumit spațiu intim în care nu vrem ca ceilalți să intre. Nu vrem să-l invadeze. Acum, nu mă înțelegeți greșit. Am mâncat la restaurant, implic o cheltuială financiară, da? care de multe ori este costisitoare, foarte costisitoare. Este și un obicei cultural, e și mai ușor pentru noi, e și mai ușor pentru celălalt. Eu nu despre asta vorbesc. Este ceva de apreciat, e ceva frumos, e minunat. Eu vorbesc despre cazuri și autorul vorbește despre cazuri în care oamenii au nevoie de găzduire. Și noi preferăm mai degrabă să ducem să-l izolăm undeva. să lăsăm singur undeva, da? să lăsăm singur undeva. Eu personal am experimentat lucrul acesta. Momente care a trebuit să primim sau să primesc pe cineva cu care nu aveam prea multe lucruri în comun. Și au existat momente penibile în discuție. Știți cum e? Stai colț nu mai știi ce să spui nou. Îți vine să inventezi tot felul de subiecte, mai întrebi de mașini, de nu mai știu ce, de... Nu știi, știți cum se duc momentele penibile? Dacă îți frați în Domnul, discutând despre Domnul Iisus Hristos. Și dacă El nu spune nimic, ai spui numai tu până pleacă. Și o încheiat discuția. Nu dacă îți frați în Domnul Iisus Hristos. Eu cu frații credincioși în Domnul Iisus, cu care am foarte puține sub... subiecte în comun, foarte puține subiecte și lucruri în comun, foarte puține, dar cu care am discutat despre Domnul Isus Hristos. Frați credincioși, adevărat. Nu m-am plictisit niciodată. Nu m-am săturat niciodată. Și ar trebui să păstrăm în centrul părtășirilor noastre și a găzduirilor noastre persoana Domnului Isus Hristos. Că El ne-a făcut frați. El ne-a făcut frați. Și adevărul este, da, că uneori suntem poate așa de sensibili și de simandicoși și de avem așa obiceiurile noastre și suntem așa de sclifosiți câteodată în public că fraților noștri le-ar fi groază să ne invite la ei acasă. Că nu știu, când intri deja, intri în fibrilație, știți cum se dă telefonul, vine fratele cu tare pe la noi și nevasta o ia razda. ei gata. Scoate aspiratorul. Toți. Tărăboiul de pe lume acolo. De ce? Pentru că știe că vine cineva. Altă dată, dacă vine altcineva, vine fratele cu tare, lasă domnule că știe și el cum e să fie tărăboiul în casă. Și îl primește cu drag. Așa cum e pe acolo, frate, uite la noi așa. Soară, nu-i niciun fel de problemă. Ne punem la masă, bem un ceai sau mâncăm o ferie de pâine, discutăm și suntem bucuroși și fericiți. Dar adevărul este că unii frați se... Nu zic din adunare, nu în general. Unii frați se poartă atât de simandicos și atât de sensibil. Încât ți groază să, numai la gândul că va trebui să stai jumătate de oră cu el acasă. Și ai vrea să plece din casa ta, nu că nu-l iubești. Și că e prea simandicos. Da? E prea special. El trăiește într-o altă lume iluzorie a lui. Zilele acestea am sunat cu fratele Mihai, pe toți cei care s-au înscris la conferința din noiembrie. Și una din întrebările pe care le-am pus este dacă ar putea să împărtășească camera unui frate cu altcineva. Adică, dacă vine un, un băiat, să stea cu alt băiat tânăr, da? O fată, să stea cu altă fată. Sau, dacă vin două, să împărtășească aceeași cameră. În unanimitate. Toți au spus, frate, nu este niciun fel de problemă. Niciun fel de problemă. Unul dintre ei chiar ne-a spus, la un moment dat, nu mi-am dat seama ce vrea să spună, dar am înțeles pe urmă, unul dintre ei ne-a spus, frate, poți să ne trimiți la o familie de bătrâni. Adică, au a spus, domnule, n-am nicio pretenție, trimite-mă unde vrei, tu că bătrâni, bătrân, că trimite-mă unde vrei, nu am nevoie să stau cu niște tineri, numai ca să stau să mă hilizez cu ei și să mă distrez, mă simt bine acasă la ei. Asta este o atitudine creștinească. Asta este o atitudine creștinească, da? Oameni care au înțeles ce este găzuire și oameni care au înțeles ce înseamnă să fii frate. Ce înseamnă să fii frate cu celălalt?